Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bine ați revenit la un nou Cosvlog. Boys, în vlogul de astăzi, man, vreau să vă spun că poliția mă urmărește. Este exact în spatele meu, știi cum e să mergi când vine poliția după tine? Este lux. Lux. Luxul luxului ăsta este. Hai cu metre, dă-i. Că la sensul ăla trebuie să mă încarezi pe bani din mijloc. Dă-i, dă-i el, dă-i. De că trebuie să mă încadrez ca să fac dreapta acolo, oricum mă încadrez în tot sensul. Vine poliția după mine, bă, să mă bată mama dacă nu. Bine că stă în spate acolo și că blochează. Fă blocaj. Aaaa? Bă, dă duc cu alarma, bă, direct. A trecut încolo. A, nu, și-a spun altceva, aha. Bă, deci pe aici, boi, sunteți să încarc la o firmă, n-am făcut niciodată în viața mea. Hai să vedem ce cu cine bate în capul astăzi în vlogul de astăzi. Trebuie să fie o firmă pe care nu o găsi pe internet, trebuie să recunosc pe... Normal trebuie să o găsesc pe net firma asta. Se numește... Nici încă nu știu, de asta intru pe strada. La care e Posco, nu? Și după aia vedem. Ceva cu plastic scrie, Europlastic, nu știu cum. Ce-i drept, am fost aici în partea asta pe undeva, dar am fost la Berăreală. Știi? Și nu cred că aici am fost, pe partea asta, în dreapta am fost. Sunt încolo, în jos. Euro, nu știu cum. Europlast LTD, ăsta e, mă? Să te lasă pe mine să intru în coap, man. Europlast LTD, da. Păi și pe aici se intră, hai. Și se intră pe aici în față sau pe aici încolo? Stai, mă, să văd. Europlast LTD este. Europlast LTD. Dar pe unde se intră, că nu-mi dau seama. Asta e altă firmă aici, bă. Nu se intră pe aici așa? Ha? Nu pe aici se intră, bă! Nebunilor! Ei, Japonia! Wait here. E... Nu spune că e aceeași intrare, se intră pe acolo. Ia să-l întreb pe stau. Da, tu e ea? Europlast. All right, Paul, thank you, buddy. 7346. All right, thank you, buddy. 7346. Hai că se bagă și ăla pe partea asta în coa. Op, 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 op. 7346. Ține minte codul. Bă, din mers, bă, din mers de prin niște chestii, mă. Din mers să mă bată mama. 7346. Țineți minte. Țineți minte, scrieți codul ăsta în comentarii, boys, ca să nu-l uit eu. La editare. Înțelegeți? 7346. Seven, three, four, six. Dar bariera ridicată. Deja am treabă cu ea. În caz că nu se ridică bariera, bași codul aici, hai? Da. 7346, în caz că nu se ridică bariera. Și așa scrie ce unit am, bă? Nu scrie ce unit am, bă. Unde mă duc pe aici să mă bată mama dacă nu? Cred că de aceea în cardul ăștia.
cum se numește firma? Europlast. You're right, Paul. Are you Europlast? Thank you, buddy. Deci următorul e Europlast. Așa că ai încoa. Ta-ra-ra, era-ra-ra-ra, era. Bă, băiete, boxul ai lipit, lipit, lipit. You're right, Paul. Bay 3. Bay 3. Bloody hell. Dar ce e Bay 3 aici, că Bay 3 nu prea e Bay 3. Ori ăștia mă încarcă la mână cu astea din față până în spate. Hai să mă bată, mă, deci încărcarea am aici. Aici e un garaj de mecanică autobuze. Din ce văd, singura opțiune prin care eu pot să fac ceva e să mă duc în gaura asta aceea. Uite, autobuze vechi aici, au să mă bată mama, bă. Și din gaura asta de aici mă duc așa. Știi? Și mă duc cu spatele, că cred că îmi bagă pe la spate. Iau sururile astea la mână și le aruncă în remorcă până în față. Și aceea o să stau o jumătate de oră minim până încarcă ei cu sururile din astea la toată remorca. Cred eu, cel puțin. Mă dau jos să vedem ce și cum și după aia vedem. Deci, dragi oameni buni, vreau să vă spun, man, că încarc melasă. Melasă. Deci melasă. Durează vreo 45 de minute încărcarea, nimeni nu făcuiază și nici nu am de gând. Nimeni nu făcuia și nici n-am de gând să mă bată mama cine o avea de gând, da, să facă ceva. Ne. Bor, o veni altul care bagă și în rampa 2 aici, mă. De să mă pun foarte, 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 foarte aproape. De să mă pun lipit de trailerul ăla de sără ei. Și aia încerc să lipez remorca mea de remorca aia. În așa fel încât probabil mai intră unul în bay-ul ăsta al 2. În 2-ul ăsta, știi? Am destul loc să fac manevrele astea pe aici, deci mă pot învârti mult și bine chiar ducându-te cu dreapta față, stânga spate, ălea, muți ușor remorca de cură mai încătre încoa. Stai așa un pic că cu virajul cam mare. Faci manevre la gala nebuni. Manevra 5000-7001. Trebuie să fie exact în razant. Trebuie tras în razant acolo. Ca să vină lor ușor că îi încarcă la mână, știi? Acu? Acu știi? Bă, cred că remorca mea e la fel de lungă ca remorca lui cu un metru, așa că aș putea să dau în spate. O ajunge, mă, e bine așa. Ia, mă, ce aici? Le mai mut când vor ei. It's alright, Paul. More, let me know when to stop. You're right, yeah? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah, you says oh yeah! Yeah!
You alright, Paul? Oh, I just picking up that load, buddy. I just sent you a message. It is just as it. No, it's maybe there. I've maybe just not opened it yet. 1905. Cool. Just head back at the yard and give us a shout, mate. Alright, do you want me to have an empty one again? Yeah, I would think so, mate. I would think so. Alright, I'm gonna ring you before. Aye, no bother. Just give us a phone when you get back in, pal. Alright, thank you, buddy. Cheers, turn up. That. Bă, boys, vreau să vă spun că încărcai niște suluri din alea foarte ușoară, remorca, zici că e goală sau oată mama, dacă nu. Deci, pe de-o parte îmi pare bine că am impresia că ăștia au garaj pe numai prin Scoția. Și accentul ăsta scoțian, deci zici că scuipă să mă oată mama când vorbesc cu ei, nu face decât să îmi perfecționeze într-o oarecare măsură limba scoțiană, cum ar veni. Limba scoțiană, bă, tată, bă. Limba scoțiană e o altă limbă, boys, dragi oameni buni. E, bă, o încărcare foarte frumoasă, deci o încărcare foarte frumoasă, deci o încărcare extraordinar de frumoasă. Deci mă îndrăgostesc de încărcarea asta să mă bată mama. Închipuiesc că o să ia aceea cu spatele cu orumbeua și încărcare la mână, niște sururi din alea de, cum să vă spun, ați văzut când cumpărați un produs și vine înfoliat într-un ciolofan din ăla cu bule. Deci eu din aia cu bule încărcai aici. Încărcare, băieții, la mână. Te uita o strâmbă așa. Încărcare, băieții, la mână, le dură cam undeva la vreo 40 de minute, să zic eu, cam așa. Uite ce mercesuri faine au ăștia aici. Toate sunt cu cupă. Probabil Bena vine din altă parte și vine atașată Bena la ea, la ele, mă. La mercesurile astea. Deci sunt cam fel de tipăre cu macara care se încarcă singure. Dar numai că n-au bena aia după ele, știi? Viață, băi, viață, băi. Încărcarea, s-a înțeles că aici la Europlast. La Europlast noi cam venim, că din ce înțeles eu, de la dispatcher, îmi scrise Europlast direct, fără să-mi dea adresa, știi? Să înțeleg că asta este o cursă cam frecventată, cam de aici încărcăm noi. Vedeți cum fac și ei contractele, boys? Că contractele câștigă toți din cauza faptului că reușesc să vină cu soluții foarte bune pentru clienți, adică un transport cât de ieftin, înțelegi? Acum, cu cât ai garaje mai peste tot, cu atât vii cu transport cât mai ieftin. Înțelegi? Că tu cobori încărcat din Scoția, te duci încărcat în Scoția înapoi, știi? Nu e ca și cum te duci în Scoția și te întorci, te duci în Scoția gol și plin și te întorci gol. Cum e la aia la Menzies? La Menzies de multe ori te duci în Scoția încărcat cu carton și te întorci gol. Cursa e plătită, cred că. Știi? Dar cu cât reușești să îți iei încărcare în sus, încărcare în jos, cu atâta reușești să-i aduci și clientului o ofertă de preț mai bună, știi? Și tocmai din cauza aia cred că firmele mari pot aduce cele mai bune soluții de transport. Pentru că mâna la mână reușesc să atragă și oamenii, șoferii, să creeze condiții pentru șoferi, ce înseamnă? Unii lucrează pe zi, alții lucrează pe noapte, unii descarcă, că în Scoția are morci și le încarcă, alții le descarcă și le încarcă în Anglia, știi? Și unii lucrează pe noapte, doar le plimbă de colo-colo. Deci, tocmai și din cauza asta, firmele mari sunt masonă reală, curată, ele fac prețul, ele dau tonul, ele dau, înțelegi ce zic? Că ar putea să ia cursa și pe degeaba, cum ar veni, că el oricum, de exemplu, o firmă ca Menzies, ea oricum e plătită pentru a merge către Scoția cu încărcată cu contractul de bord 24. Dacă ia o marfă și pe un preț foarte mic înapoi l-a întors către Anglia, către Preston, tot îi convine. Înțelegi? Deci, pe când tu, ca să te duci numai cu o cursă în sus și să te întorci înapoi în jos și aia plătită cu cârcomeală, nu prea să scot mufa de aici afară, că mă duc înapoi în garaj, mă dată mama. Au și niște joburi extraordinar de easy, bă, boys. Nu știu ce să vă zic, că uite, numai așa mă duc încolo, mă duc încoa, scot mufa de multe ori la GPS.
Acum cred că iar mă duc la Kimberly Clark acolo și mai scot încă o remorcă. Deci cam asta vreau să spun pentru vlogul de astăzi, dragi oameni buni, o încărcare de melasă corectă și corespunzătoare, cam așa arată. Ca să v-a plăcut vlogul de astăzi, man, v-a rugat să coxați și voi un like puternic de tot. Dați un follow pe Insta, pe pagina de Facebook Adrian Cox, inclusiv pe TikTok în cazul în care vreți. Vă pup, man, și vă doresc o zi minunată. Dați-vă ce ploaie fain. Aude cum dă. Doare la bască, ploaie de sus, se aude. Te duci așa ușor și lin.